Salut și bine te-am regăsit la un episod de 5M. E bine, episodul trecut am pus noi golful acela la vânzare, l-am vândut, doar că acum nu mai avem banii în meniul vechi, avem în telefon, avem aici BAM, phone bank, fii atent, și avem undeva la 61.000, am și eu 40.000, nu se vede de fața mea, imediat repar. Gata, știu că acum nu se vede parte din telefon, dar nu pot să le rezolv pe toate deodată. Și o să mergem noi, mă interesează foarte tare să scap de G-class-ul acela. Sunt câteva mașini foarte frumoase aici puse, dar nimic să mi-atragă. Bine, ce mi-a tras mie atenția, din păcate, costă de la 200.000 în sus. Erau mașini undeva pe aici, 100 și ceva de mii, dar nu mai știu exact care. Ah, și asta odată, e 7.000, vreau să văd cât costă. Salut! Vreau să văd cât costă asta nouă, aici pus-o la 7.000. Și erau și niște BMW-uri puțin mai în față, e și un Audi acolo care mi se pare că e 70.000, nu știu exact, sau 40.000? 70 parcă, nu? Haide-mă! Și nu pot să văd prețul la Cayenne, e un Cayenne acolo frumos și nu pot să-i văd prețul. 75.000, R6. O să vreau să-i verificăm prețul. Trebuie eu neapărat să-mi fac lista cu toate prețurile, ca să ne fie super ușor, că după stăm numai aici, nebun, vedem exact ce și cum. Serverul îl aveți în descriere. Haideți să mergem să vedem dacă mi s-au reparat și mie texturile, mi-am golit memoria cache pe acolo, observați că se vede mult mai bine față de data trecută. Aveam setările pe low, nu știu de ce și nici n-am verificat, sincer să fiu. Ce mașini avem noi aici de care trebuie să scăpăm? Avem BMW-ul ăsta E46, care cred că trebuia să lucrez la el. Suzuki-ul care o să-l pun acum pentru că asta a fost o țeapă colosală. Ok. Cea că mașina, că motocicleta este full, până la urmă am mai sfârșit să băgăm noi prin ea. O să pun, ea nu știu câte, 12.000. O să pun tot 12.000, să o dau repede. Adică banii de fabrică, doar că noi am mai pus câteva lucrușoare pe ea. O să punem noi, uite aici, lângă motocicleta asta la altă. Am verificat-o și pe asta, nu e foarte scumpă, dar nu ne ajută cu nimic. Deci nu o să o cumpărăm. Dar vreau să cumpărăm totuși ceva. Și am văzut că s-a băgat mașină nouă, Dojo ăla de acolo. X, uite, putem să o vinem, 12.000. Ce detalii, fără detalii, nene. E ce se vede. La banii ăștia ce să mai detalii. S-au băgat niște mașinuțe noi. Haide, domnul, treci. Avem aici un Dodge Challenger, care arată foarte bine, la 200.000, zice stock. Nu știu cât e mașina nouă acum. Și mai avem aici un de-asta la altul, Camaro 2021, ia uite-l. 150.000, mașina este full, ide pe fără armură, zice, și la mecanici V8. Ok, și mai văzusem eu una, mă, dar nu știu că... Mamă, ce, am crezut că mi s-a vândut mașina aia când am primit notificare, pardon, motocicleta. Uite, BMW-urile astea îmi plac chiar, 150.000, mai avem aici așteptarul ăsta, dar mi se pare că e 200.000, da. Dar dacă vindem G-class-ul, l-aș băga și la o combinație. Să dau G-class-ul pe o altă mașină mai ieftină plus o diferență, adică să ne mișcăm. Și uite, nu pot să văd prețul la ăsta, mă. Nu știu ce e. Macan, Cayenne. Habar n-am ce e Cayenne, am zis bine prima oară. Oh, ok, 99.000? Are 2GZ? Bro, 99.000? Păi am banii ăștia. Hai să vedem cât e nou, dar are 2GZ-ul deja, care mai adaugă și ăla puțin peste, ok? Cred că e episodul acela. Bă, nu fie ăla lui Power, de-i l-am făcut cadou? I-am făcut lui Power, țineți-vă-i minte? Cum ar fi să fie mașina aia? Acum asta... I-am dat-o cadou, o vinde. Hai să-l punem și pe ăsta repede. Sau pe ăsta voiam să-l mai modific. Nici nu știu cât costă. Nici nu știu cât costă. Am dat pe el 30.000. Și am mai băgat în el ceva, bă. Nu, lasă. Hai că mergem oricum în oraș. Să verificăm prețul la ăla. Mergem cu G1, nu, mergem cu Bătrânescu. Mergem cu Bătrânescu, avem combustibil. Da, auto-l, nene, ce frumos e. Băi, se ține, mă, mașina asta, mă. Titit, că vin. Se ține, nene, mașina asta. Mă gândeam să schimb, dar ne-a fost loială, bă. Ne-a fost loială și frumoasă. Chiar dacă e ea mai vechiuță așa. Doar că am terminat-o, trebuia că o să mă dusesc cu cauciucurile. În cauciucurile de grip și îmi face mașina foarte urât. Adică, bine, ea are grip mare, dar... Uite-o, pentru că nu mai alunecă, se ridică, știi? Da, ăsta e minusul la cauciucurile de grip când nu ai o mașină foarte, foarte rapidă. Că nu e foarte rapidă asta. Deși, trebuie să am grijă, nu știu în ce mașină am eu toate piesele. Eu stai, ancorează? Ba, asta nu era. Nu mai știu cum deschideam eu portbagajul, mă, frate, mă. F1, parcă, ha?
Nu, F1. A, ba da, F1, dar când te dai jos din mașină. Ia stai așa. Parcă nu, eu așa știu că era. Ia. Da, n-am nimic în ea. În ce mașină mi-am pus eu piesele? Știu că mi-am pus în G-Class, cred că am piesele. Mamă, oare s-au resetat astea? Nu cred. Aveam destul de multe piese. Țineți bine că le tot strângeam, cumpăram mașini, scoteam după ele și tot așa. Bun, ne vedem la showroom. A trecut ceva timp de când am mai fost pe aici prin oraș, de când nu m-am ajuns ca 5M, mare parte. Nici nu mai știu și eu. Ah, am trecut de showroom. Ia uite, mi-am făcut mașina Thunder. Uite ce murdară este. Nu cred că am avut așa niciodată, dar oricum o să mergem, verificăm prețul la Porsche, verificăm prețul la BMW-urile alea de le-am văzut pe acolo, deși Porsche-ul ăla, știu că l-am făcut cadou, era 80.000, deși dacă are 20 și ceva modificări, l-aș lua cu 99.000, n-a zice nu, mai e aici showroom-ul. Aoleu, s-a mutat showroom-ul, Mariane! Aoleu, ce facem, mă, nene, mă? Gata, am dat un telefon repede, sunt aici, mai sus pe stradă. Am stat să mai pe hartă, îți dai seama că nu știam unde. Ia uite, bă, câte sau... Mamă. Mai lipsim o dată așa, ne trezim că... echip colorașul ăsta de bută cu celălalt. Ia să vedem. Deci, unde e ăla mare de tuning, mi se pare... acolo, eu normal, aș fi propus să se facă o spălătorie, știi? Ți-o repari frumos, repede. Aici, a? Unde e, mă? Nu e în ăsta, sau e în ăsta? A, la ăsta micu aici, a? Iau ce tare. Oricum, are logică că e și garajul acolo, nu? Sau mai e oare garajul acolo? Hai să lăsăm mașina și să facem un vizită pe acolo, să vedem cine ce mai e. Stai că mi-am pus și centura, că era... Mamă, ce fumeg așa mașina asta? Pă, u? Aoleu, ce am deschis? Radarul, fugiți! Ce e ăsta, frate? Cum îl închid? Power. Volum. Ce e asta, mâncați așa? Dar cum îl închid? Că nu pot. Ah, gata. Da, nu știu. Știu că era un buton și pentru asta, că mi-e frică să o las așa. Și am ceva ce îmi pâlpâie. Ia să vedem, e cineva pe aici? Nu, ce mașinuță pe acolo. Mamă, Honda Goldwing. Putem să o luăm? E blocat. Ia, e cineva pe aici? Oh, tot ăsta frumos. Oh, ce Audi are nebun. Hei, oh, ce Mercedes. Frumos, hai să verificăm noi prețurile alea. Da, mă, s-a mutat lumea pe aici. A venit și poliția. Ia. Mă, stai, mă, cum e, mă? E ca și cum pe partea aia altă. Ce tare. După el mă uitam și eu. Mecanic, ești mecanic? Să treci. Să nu mai trăiți că nu răspundeți. Mamă, ce se întâmplă? Ia uite cum arată, dube. Ce să mai mă, frate, mai mișto. Remorci, dube, clasa A, cred că ar fi, nu? Și apeși pe el sau cum faci? Ok, mamă, cum arată, pam. A, și e bine că nu ți le încarc așa când, că ți tot descărca mașini, știi? E da, pentru cineva care e pe grabă să tot ai așa, ați! Durește ceva, durește. Bentley. Da, ți arată direct și prețul. Paolo, e genial, ești de bun. Da, nu cred că am nimerit bine. Nu cred că am nimerit bine clasa, băieți. Alpine ăla e 170.000. M6, X6, X7. X7, 150.000, lejer. Dar, mamă, cred că sunt multe. E tare că vezi prețul, vezi și mașina, vezi ce vrei tu. Manhart X7. Cred că edita mai mașina. Am și memoria cash goală, deci probabil... Mamă, când o să ajungem noi la un Bugatti, băieți? Și apropo, m-ați întrebat că am primit atunci M8-ul acela și cu S-Class-ul. Acelea sunt la garajul VIP. Nu le vedeți în garajele astea pentru că le-au separat. Ceea ce e mai ok. Dar... cât e un Lamborghini de ăsta, 400? Eu te-am puteam să-mi iau Lamborghini. Ia uite, 210.000. Păi nu dau eu G-Class-ul și mă plin cu Lamborghini-ul. Păi o fi el din 2007. Da, ce contează Lamborghini, nu? Da, nu cred că avem vreo șansă să găsim Porsche-ul ăla pe aici, dar oricum partea bună este că ne uităm la prețuri. Deși sunt mașini pe care nu prea o să le găsești în târg, mașini de 1 milion, 2 milioane. Deci 500-le. Oricum, imediat ajungem la P după cunoștințele mele, M-N-O-P, nu? Harca și alfabetul ăsta, mama lui de alfabet. Am făcut ochii. 63, dar nu aș vrea de astea. Morgan.
Porsche. Uite, am ajuns la Porsche-uri. Dar aici sunt de la 100 și de mii. Panamera T. Bă, era un Panamera acolo. Era un Panamera. Nu, no, asta e tot de Porsche. Deci nu avem aici. Ok, cum dau înapoi? Esc. Și clasa B atunci avem. Apeși pe ea. Frumos. Tesla Model S. Era acolo un Tesla Model S. E același? Da, ok. Deci el este 135.000. Mamă, butoane, frumos. Audi A6. Ăla era R6. Ăla era R6 mai vechi. Din câte mi-aduc eu minte bine. De era 75.000 parcă, dar nu e ce văd. Mamă, înseamnă că... A, uite-l, uite-l. Stai, mă, băiatul ăla voia 75.000 pe ea și avea și modificări. Și aia e 85.000? Păi, pe asta și dacă o dăm normal, înapoi tot facem un profit micuț. Eu zic că merge. Dacă băiatul de la 75.000 și are și modificări și ai 85.000 stoc, da, dar cine cumpără mașină 2009 la banii ăștia? Cu banii ăștia, uite, aproape de 100.000, îți iei un M3 frumos. Uite-l, nu-l compari. Îți iei un M4, nu-l compari. Îți iei și ăsta. Nu-l compari, e generația mult mai nouă, nu, nu e o variantă, că e vechea ca aspect. Adică doar cuiva căruia chiar îi place. Mamă, asta da, am avut-o noi, nu? Da. Hai să mergem noi către ce avem nevoie. Bă, nu pot mă să fac cumva să dau mai repede, nu există o bară de scroll. Da, uite, asta cam curcă, știi ce zic? E un singur Porsche, Porsche Cayenne, care e 63.000 și băiatul ăla voia 100.000, adică aproape 40.000 peste. Nu mă încântă, nu mă încântă deloc. Mai bine luăm un de ăsta nou-nouț. Rovers. Dar n-avem bani. Dar n-avem. Dar n-avem bani, mă înțelegi? N-are mama bancă, ți-aș lua. Dar putem să luăm ăsta. Ăsta e mai sport, ăsta e sport frumos, ăsta e mai măricel, ăsta pare așa de familie, nu merge, bine, chit că e în două uși, da, ăsta e în patru, ăsta ar fi de familie, dar mă refer așa ca și prezență. Despre astea deja nu mai vorbim, 120.000, o grămadă de bani, dar arată genial. Oare să, am crezut că e 2019, uite-l pe ăsta, 18.000? Hai să luăm pe ăsta, să-l modificăm, să-l facem frumos, oare se modifică? Sper să nu-mi iau țeapă. Astea sunt mașini care se cumpără, sunt mulți fani mașini de genul. Hai să luăm asta, zic. Oh, nu asta. Asta, hai să luăm, să modificăm, să vedem ce iese. Că până la urmă nu avem nici foarte mulți bani, ok? E sigur că vrei să achiziționezi, da. Și pe alb. Și o să vreau să vedem G-clasul ăla. Iată-și semneze acte. Să vedem ce G-clas am și cât costă în magazin, ca să știm ce facem cu el. Unde avem un garaj pe aici? Ia să vedem noi, rapid. Un garaj, tocmai... aici. Așa, uite de unde a scos băiatul ăsta motocicletă. Trăiască patru. Vine după mine, m-a recunoscut. Ia, cum se numește? G6. Poftim? Ești mecanic? Nu. Poftim? Am zis că nu sunt. Ok. G63. Haide să vedem care-i treaba, cât costă. Știu că atunci am făcut aroganța aia nasoală și m-a costat puțin. Mașina eu nu voiam să o iau. În minte că am ajuns cu ea. Hăpt. Cred că este la clasa A. Iar o să stau să dau până vine rău. Eu am găsit aici ceva, dar e G63 AMG? Ok. GT, scuze, am citit altceva. Dar nu mai e. Cum l-au scos? G63. 200... De unde am avut eu banii ăștia pe un acometer? 210.000? 210.000 am dat pe ea. Păi dacă o vindem, băieți, eu zic să facem așa. Să vedem ce modificări are pe ea. De fapt, ce să mă mai vedem modificări, nenicule? Hai să o punem în târg. Știu că are modificări oricum. I-am făcut. Să mergem să punem mașina asta frumos. Și mergem, punem mașina aia în târg. Domne, vreau să vă dau un cadou. Domne, ce cadou, domne, că cărui Crăciun? Vreau să vă dau un cadou. Ce cadou, domne? Ce-ți boș Crăciun? Aoleu, ce ești? Bani? Vă apreciez munca dumneavoastră. Vă mulțumesc frumos. Vă stă bine așa tatuat. Vă ia frumos. Te pup. O zi bună. Aoleu, nu mai e mașina mea asta, cică.
Gata, nu voi e mașina mea asta. Mamă, mi-a dat trească băiatul al cărui nume nu-l știu. Donație puternică de 10.000 de lei. 10.000 de euro, scuzați-vă. Ce faci? 10.000 de euro. Băi. Auzi? Da. Ce faci? Uite ce să fac, vreau să mă duc să pun și eu la vânzare mașina asta. Tu ce faci? De la cine ești, frate? Poftim? De la cine ești? De la cine sunt? Mm-hmm. Adică de la cine sunt? De ce ești îmbrăcat așa? Adică, stai aici. Domnul Marian, vă salut, mă uit acolo pe aplicații la dumneavoastră. Cum să fiu domnul îmbrăcat? Am și un parpalac așa frumos la costumul ăsta. Da, frate. Băi, veniți puțin în spate la bijă, la garaj. S-au schimbat codurile pe aici, că am fost puțin în vacanță. Da, 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 este un... Este cu pălăria asta. A, n-am știut, domne, eu am avut pălăria asta. O schimb, nu-i problemă, vă dați seama, e o pălărie, mama ei. Sigur. E problemă culoarea sau forma? Pălăria și parpalacul. Și parpalacul, nici cu parpalac n-am voie. Aoleu, era și făcut la comandă, domne, am dat o căruță de bani pe el. Ce să faci? Ce să fac, domne, le schimb acum, să mă cer cu dumneavoastră. O zi bună, sănătate. Ia uite, ori, dai voie cu parpalacul de-alea. Numărul 1. Te pup. Bine, oricum văd, da, șepcuțe de-alea. Și-au făcut băieții mafie, mă, pe parpalacul și pe șapca mea. Că le port de 3 luni de zile. Ce 3 luni, mă, că mă joc de prin octombrie pe aici. Hei, haide să schimbăm și așa, ce să ai, niște hăinuțe. Dar tare, tare, nu știam, și-au făcut cod vestimentar frumos, așa, elegant. Elegant. Haide să le schimbăm și noi. Și nu am mai schimbat haidele astea de pe mine de 20.000 de ani. Le fac cum să mă cer cu ei. Eu am intrat să vând, să cumpăr mașini. Am intrat să mă cer cu lumea pe aici, pă. Păi, șepcuță și parpalac. Țașc! Unde te schimbă? Aici. Ia. Ia să vedem pălării. Deci cu asta, băieți, să știți că n-avem voie. Da, nu mă las nicio cum să nu port. Ia uite-l! Ia uite-l pe băiat! Mai rău! Nu, asta n-ar trebui mai frumos. Albă, bă. Alb, așa. Și a zis că n-am voie nici cu parpalac. Ăsta e parpalacul, nu? Cu parpalacul ăla sau orice parpalac? Am uitat. Da? Ce faci, frate? Ce să fac? Uite, m-au luat băieții să-mi schimb pălăria și parpalacul. A, e bine. Tu ce faci? Uite, bine, am venit să văd dacă te schimbi. Păi îți dai seama că mă schimb, nu? Așa, așa, e bine. Deși cred că a fost un troll de la masiv. Nu, 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 nu e troll. Nu e troll. Nu e, nu e, e mafie pe server îmbrăcat așa. Păi și ce-a... Hai, dă-te mai așa că te-ai băgat de nu mai văd. Ia, dacă vrei să rămâi așa, dacă ți-a plăcut, îmbracă-te la loc. Și dacă e ceva... Hai că mi-au dispărut astea. Nu, eu mă schimb, lasă cu oricum, le por de luni. Aoleu, aoleu. Ai știut dreptatea ta? Mamă, ce țiganul se întoarce. Lasă-mă în pace, nene, că fac bani pe mașini. Mă, filmezi acum? Da, da. Hai, bun. E bun, e bun. Hai că te las, trebuie să dau un jaf. Te pup. Au, dă-l, nenicule, cum a plecat. Aoleu. Mamă, zici că ai... Leu. Dă-ți la mine 2 lei. Cât vrei pe geul ăsta? Băi, l-am luat cu 210.000, am mai băgat puțin în el, acum mă duceam să-l pun la vânzare. 220.000. Ia, vărule-i! Vărule, îți place geul ăsta, vărule? Da, vărule. Ți-l fac cadou, ia zi. Da, vărule, ia de la cuce. Păi stai așa, vărule, să-l cumpăr. Da, cu acte, nu spar geamul, nu cadou de ăsta. Cu acte, cu acte. Păi, îl iau, ce să ai? Păi îl iei? Auleu, mi-a pus Dumnezeu mâna în cap. A pus. Stai aici să văd dacă am mâine lactele. De mașină, stai așa că n-am toți banii. Dacă ce zic, trebuie să mă duc să spăl vreo 2. Du-te, dă-i cu șampun cu dalea pe aici. Ne vedem la vestăria mare în 5 minute? Haide, da. Bine, revin, revin. Aoleu, ia uite mă că vinde și mașina, mă. Vinde și mașina, mă, băieț. Bine, mașina cred că a băgat ceva bani în ea, sincer să fiu. O, oh, are Lambo, ești nebun. Băi, și ți-am zis că ne luăm Lambo. Ne luăm Lambo. O fi el din 2004-2007, dai Lambo. Glumezi, nu-mi iau Lamborghini? Da, după 2 minute cu banii în mână mă vezi, facem. Ce să mai, nene, urcăm în ligă.
Ia să vedem. Și după invest, bă băieți, mâinile sus. Dă banii. Mă fac leșină, închizi jocul, plec, ești nebun, 200 de mii de lei. Am muncit pentru mașina asta, baștuța asta, pus să o iau 13. Mamă, e frumoasă tare, mă. Trebuia să-mi iau geacă roșie, se îmbina bine cu, cu interiorul, dar las. Uite mă, bă, au făcut cu oamenii bani, bine, eu nu m-am mișcat de 80 de zile. Nu, e clipul ăla care a fost repede, dar am pus golful ăla, dar în rest n-am mai intrat de 80 de zile. Mă gândesc că au făcut oamenii bani mulți. Că vă numai mașini de-astea. Au apărut mafia, au apărut nebunii. Bineînțeleg, respect băieții că și-au făcut treaba lor. N-am treabă cu ei, eu doar vând mașini. Și cumpăr, nu mă bag eu peste ale lor. Dar... Tare, ești nebun cu parpalac? De la cine ești? Eu știu, de la mama și-a luat tata, de la cine ești fi? Hai să-i așteptăm pe băieții ăștia aici. Au, deci poliția le-a dat alte mașini, sau le aveau topale? Ce știu eu de asta? Băi, când așteptam aici a venit domnul, dar e cumva pe mâna, a venit cu mașina, bă, frumos să spele mașina. Și toate mașinile neocupate au fost șterse. Bă, a rămas așa înlepnit cu vapul la mână, mă. Nu mai are nici mașină săracul. Hai, nu, de fapt, lasă că e curată, după mai vrei să-ți dau și bani. Da, uite măi, cu parpalac. E cu parpalac, mă, fii atent. Da, măi, e ceva cu parpalacul ăsta, om. Dar lasă, nenu, mi-am luat geacă de asta la 3000 de euro. Ce mai parpalac atâta? Oricum l-am purtat. Ce chestie, eu nu m-am mișcat de atâta timp. Intră acum, ca și când ia schimbă-te, mă. De ce? Păi ales hainele noastre. Bine, n-a zis-o chiar așa, dar așa a fost. Păi îți iau bani mulți, mă. Vine cu GTA Urursul și el vrea G-class de ăsta. Dar cu ce aveți, bă, cățeș? Gata, domnul. Repede v-ați mișcat. Ei, un pic cam greu. Nu, dar pe bune, repede. Cât? 220? 220, domnul, imediat stați. Ah, să-i scoată. Bă, dar primesc un apel. De la cine, mă, cum răspund? E? Yeah. Trăiască șeful. Da, bună ziua, domnul Marian Marian. Da, da. Am notat numărul de telefon al dumneavoastră de acolo din târg cu Volkswagen-ul. Domnule, nu e vândut? Adică... nu știu, că nu, eu n-am mai fost. Scuzați-mă, vorbesc la telefon. Dacă e acolo în târg, încă e la vânzare, da. Ok, mulțumesc. Dacă, cum zic, ne putem întâlni un pic, aș dori să vorbim ceva, dacă se poate. Domnul, eu sunt la benzineria mare în oraș, dacă doriți să veniți aici. A, păi eu sunt mecanic acum, sunt aici în serviciu, paletă. Haideți, vă aștept aici. Nu sunteți păstați. Intrați păstați. Imediat, la revedere. La revedere. Gata, domnul, mă scuzați. Urcați aici, da, să domeni. Facem actele ce e necesar, da, să-mi dați și un test drive, dacă se poate, înainte. Să văd și-o că prinde. Domnule, păi urcați-vă atunci la volan, ce să mai. Haideți aici, în dreapta. Mă urc, vărule. Vărule, urcă sus, vărule, cu noi aici. Hai, așa să pun GoPro-ul ăsta pe bord, să-i dea, să-i dea frumos. Puneți-l, puneți-l. Hai că vin și-o. Hai, vărule, urcă sus. Dar mai trebuie să... Da, trebuie să vină.